Ne-am gândit la o seară Eminescu, fiindcă a fost o bucurie pentru mine să văd cât de mult a fost sărbat Eminescu în acest ianuarie. Lumea îl iubește pe Eminescu. Lumea peste tot a organizat activități, s-au cântat romanțe, s-au recitat versuri și astă seară vom încerca împreună să vedem cum percepe tânăra generație. Elevii care sunt alături de noi sunt copiii secolului 21. Îi desparte mult timp de Eminescu, foarte mult timp. Să vedem cum îl percep ei. Este o percepție benevolă, au venit de drag la chemarea noastră și vom începe chiar cu un moment artistic. Eleva Georgescu Ilinca Maria, de la școala Ion Pilat din Pitești, va deschide cu un mic moment la pian și, dacă ea va dori, ne va recita și ceva din Eminescu. Sonoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund prin rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dorm în pace. Trece lebăda pe ape, printre trestii să se culce, fie țingerii aproape, somnul dulce. Peste-a nopții ferie se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună. Așa cum am spus, m-am gândit la un Eminescu receptat de generația tânără și în acest sens am invitat-o pe doamna profesor dr. Georgescu Nicoleta Gabriela de la Colegiul Lice Brătianu Pitești cu elevii acestui prestigios colegiu, pe care îl iubesc enorm, fiindcă acolo am trăit o parte din viața mea și din acest moment le voi ceda microfonul. Ne bucurăm să ne revedem și vă mulțumesc că ați venit. Bucuria este cu atât mai mare, cu cât iată suntem astăzi ca să vorbim despre Mihai Eminescu, poetul tutelar al spiritualității românești, cel care prin versurile sale tulburătoare ne-a dezvăluit sensurile lumii și ale frumosului, cel care ne-a arătat iubirea și fascinația mirajului și al transcendenței. Poetica eminesciană este o
cale de cunoaștere, este o direcție fundamentală în care dimensiunea ontologică consonează cu cea axiologică pentru a ne releva ipostazele adevărului. Profesor fiind, mi s-a întâmplat adesea să fiu întrebată în ultimul timp cum faci tu să ajungă opera eminesciană la tineret? De ce crezi tu că astăzi tinerii ar mai putea fi interesați de Eminescu? Nu crezi, mi-au zis ei, că Eminescu e învechit? Mi-au spus, nu-mi spune că e autor canonic, nu-mi spune că e autor obligatoriu, sintagmele astea ne deranjează. Mi-au spus, nu-mi spune că e un scriitor, că e un poet profund. Pentru că această categorie a profundului, nemai fiind postmodernistă, nu mai atrage tineretul progresist. La început aceste întrebări mă întristau. Apoi au început să-mi placă, pentru că dacă ești întrebat, ți se oferă șansa să răspunzi. E drept că astăzi singura constantă, așa mi se pare mie, în societatea noastră, singura constantă e schimbarea. Lumea dorește noul și este din ce în ce mai atrasă de nou și atunci, cum poate Eminescu să fie nou? Este un act de curaj să poți să-ți dorești să vorbești despre Eminescu. Opera sa este vastă și direcțiile de trasare atunci când vorbim despre eminescianism sunt multe. Astăzi ne vom propune să aducem în prim plan o direcție. Am vrea să răspundem la întrebarea aceasta sau la suita aceasta de întrebări legate de Eminescu și de receptarea operei sale în conștiința tinerilor printr-o tematică. Eminescu și astrofizica. Este frumos, am alături de mine 5 elevi ai colegiului nostru, toți sunt la matematică informatică, deci nu sunt filologi, și ei ne vor vorbi din anumite perspective despre teoriile astrofizicii, de teorii mai vechi și mai noi și de interferența acestora în opera eminesciană. Haideți să vedem! Mă numesc Ponov Andrada, de la Colegiul Național Ion Cebrătianu și sunt în clasa a 10-a, profil matematică-informatică. Mihai Eminescu nutrea interes pentru matematică, fizică și astronomie. Din manuscrisele poetului au ieșit la iveală nume de oameni de știință, precum Galilei, Newton sau Watt, dar și expresii matematice ale unor legi fizice și observații fizice. În aceste însemnări, Eminescu folosea deseori modalități de exprimare specifice poeziei sau ilustra o idee științifică sub formă lirică. Știați că poeme importante ale autorului pornesc de la principii de fizică? Și am ales astăzi, numele meu să mă și prezint este Nicoara Bogdan, sunt de la 11C, a doua clasă de matematică informatică intensiv. Și am ales astăzi poezia La Steaua, în care este abordat conceptul luminii, pe care o voi recita acum. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum lucii vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și noi. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina Sfântului Amor ne urmărește încă. În această poezie, Eminescu tratează subiectul luminii și vreau să încep prin a întreba ce este lumina și ai da definiția ca o undă electromagnetică și în același timp fotoni. Ce sunt fotonii? Sunt particule elementare, să zic așa, și în același timp unde. Un lucru destul de ciudat în universul nostru ca o particulă să fie în același timp și o undă, însă un lucru demonstrat în 1801 de Thomas Young printr-un experiment cu două deschizături. El a luat o cutie, practic, în care a făcut două deschizături foarte fine și a dus-o afară.
și conform teoriei din anul respectiv, în care se credea, trebuia să vadă pe peretele din spatele celor două deschizături două linii identice. În schimb, ce au descoperit a fost un model de interferență, ca atunci când aruncăm două pietre în apă și vedem că valurile lor interferează, astfel încât unde se întâlnesc undele sus, e un val mai mare, unde se întâlnește o vale cu o undă înaltă, se contractă. În același timp, lucrul acesta a cauzat anumite controverse, care până pe vremea lui Eminescu s-au rezolvat, să zic așa, în ecuațiile lui Maxwell, un fizician al secolului XIX, care, pentru a realiza legătura câmpurilor magnetice și electrice, a tras concluzia că acești fotoni trebuie să fie unde electromagnetice. Bun. Unde sunt produse aceste unde și în același timp particule? În majoritatea proceselor chimice, cum sunt și neoanele de deasupra, dar un loc în care sunt cele mai produse sunt în procesele de fuziune nucleare din stele. Și călătoria unui foton din centrul unei stele către exterior este una foarte lungă, ajungând chiar și la 1 milion de ani. De ce? În mijloc, când se produc reacțiile de fuziune, adică doi atomi de heliu, hidrogen, se ciocnesc până ajung să formeze un atom de heliu, atunci este liberată energie sub formă de fotoni. Acești fotoni sunt apoi absorbiți de anumiți ioni din stratul mai înalt al Soarelui și există în același timp în acest strat curenți de convecție. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe măsură ce se duc ionii mai sus, devin mai reci și atunci densitatea lor este mai mare, lucru care îi face să coboare din nou spre centru, unde se încălzesc, se distanțează și sunt din nou împinși spre exterior. Ei, fotonii sunt și prinși în ciclul acesta, până când în sfârșit ies din soare, practic, iar apoi călătoria lor se termină în general în 8 minute până ajung pe Pământ. În același timp, în anul 1849, a fost un nou experiment pentru a calcula viteza luminii, un experiment în urma căruia au conștientizat că lumina ar avea 315.000 de kilometri pe secundă. Într-adevăr, un număr eronat, dar nu foarte eronat. Și pe baza acestui experiment, ca o concluzie pe care aș putea să o trag, Mihai Eminescu a intuit posibilitatea ca în depărtare stelele să-și dea ultima suflare și să explodeze, iar noi să nu știm de explozie decât peste 1000 de ani, când lumina de la ele, lumină limitată la viteza aceasta de 315.000 de kilometri pe secundă, să călătorească până la noi și implicit la telescoapele din vremea respectivă. Mihai, să mă prezint și eu, mă numesc Boarță Ilinca, din clasa 10-a E, profil matematică informatică. Mihai Eminescu a luat contact cu aceste rezultate în timpul studiilor sale, datorită spiritului său pătrunzător și entuziast. Acest lucru explică apariția mai multor notițe în manuscrisele sale, în care apar însemnări legate de electricitate, mecanică newtoniană, calorimetrie, legea gazelor. Acestea sunt cuvinte cheie care arată o implicare serioasă și aprofundare a poetului în aceste concepte fundamentale, cât se poate de practice fizicii. Fragmentarium reunește texte din cele mai variate domenii și oferă o privire asupra preocupărilor poetului. Se înfățișează ca un jurnal al reflecțiilor, unui spirit cuprinzător și veșnic activ. Mă numesc Istrate Radu, sunt din clasa 11C, a doua clasă de mate info intensiv. Sunt de acord cu ceea ce a zis Ilinca și chiar așa este, Eminescu a intuit concepte fizice care la vremea respectivă au fost cu mult înainte a gândirii aceleia.
care ulterior au fost materializate sub forma unor formule, sub forma unor formule fizice peste vreo 30, 40, chiar 50 de ani. Și în prezentarea ce va urma, voi lua ca exemplu drept, voi lua drept exemplu scrisoarea întâi și voi începe prin a cita un mic fragment, dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur. Și vreau să subliniez faptul că este un lucru foarte interesant că Eminescu a intuit chiar punctul material din care a derivat tot ce se află în universul nostru, care ulterior a fost numit singularitate, prin ceea ce zice el, cel întâi și singur. Voi începe prin a spune că în scrisoarea întâi, de fapt, el vorbește despre geneza universului, care în termeni fizici se poartă denumirea de Big Bang. Totul a început, după cum v-am spus, sub forma unui punct material, fără margini, cu o energie aproape infinită, numit singularitate. Ei bine, după ce acel punct a început să se expansioneze, temperatura lui în momentul zero a fost un fel de 10 miliarde de Kelvin, astfel că în acel moment a fost imposibil, astfel că în acel moment este imposibilă formarea unor anumite particule elementare. Ulterior, după câteva secunde, de fapt câteva secunde mult spus, în secunda 10 la minus 37, au început să se transforme cele patru forțe universale pe care le cunoaștem, și anume forța nucleară tare, care ține atomii nucleelor legați între ei, câmpul electric, câmpul magnetic și forțele slabe, care practic țin electroni în jurul nucleelor. Ei bine, după cum am zis, în secunda 10 la minus 37 se distanțează mai întâi gravitația, care datorită acestui fapt a determinat oarecum închegarea materiei care a urmat după ceva timp. În secunda 10 la minus 11 însă începe să se distanțeze forța nucleară tare de cele slabe, astfel încât cu acțiunea gravitației particulele au început să se închege între ele, formând primele sarcini electrice, și anume coarcii și bozonii, care, mă rog, ulterior, în secunda 10 la minus 6, s-au format sub forma nucleelor de heliu. Ei bine, după ceva timp, temperatura a scăzut undeva la 1 miliard de grade Celsius, tot îndeajuns de mare încât să nu fie totul o masă care nu se poate condensa. Și, ei bine, în acel moment, nuclei de hidrogen s-au combinat, au fuzionat în nuclei de heliu. După cum a zis și colegul meu Bogdan, acest lucru poate fi posibil doar în stele. Însă ne întrebăm cum, de fapt, acele stele au fost create. Și astfel, astfel este un argument pentru a susține teoria Big Bang, faptul că s-au format atomii de hidrogen și de heliu în acel moment. Acest proces de fuziune a durat câteva minute, iar timp de 380.000 de ani după acel moment, temperatura a fost îndeajuns de mare încât momentul acela al universului nu poate fi numit practic un punct material, deoarece era totul o masă omogenă de materie. Practic, în acel moment vedeam totul ca o ceață, deoarece energia fiind totuși atât de mare, fotonii liberați se loveau de orice atom, astfel încât nu urmau o traiectorie rectilinie pentru a nu putea pierde din energie. După acest moment a urmat un proces de expansiune care încă se continuă, și vreau să adaug faptul că în scrisoarea întâi Eminescu chiar spune despre acest lucru, zice despre un univers care se mărește. Ei bine, acest lucru poate fi demonstrat, de fapt a fost demonstrat prin teoria inflației. Și pentru a înțelege mai bine acest concept, vreau să vă imaginați momentul în care faceți un cozonac, aveți aluatul și puneți în acel moment stafid în el. Ei bine, în momentul în care îl puneți în cuptor, acesta începe să crească, și în momentul în care îl tăiați, veți observa că de fapt stafidele s-au mișcat. Ei bine, această mișcare, stafidele nu s-au mișcat singure, de fapt spațiul dintre ele s-a
s-a condensat atât de mult încât a determinat ca acele stafide să se miște. Practic, acesta este modelul inflației, că de fapt nu noi ne mișcăm propriu zis, ci spațiul dintre noi se mărește în continuu. Am zis la un moment dat că timp de 380.000 de ani temperatura Universului a fost atât de mare încât nu s-a fi putut forma materia propriu-zisă. Ei bine, această radiație, deoarece fiind temperaturi atât de mari, electronii, fotonii, după cum a zis și Bogdan, erau considerate, lumina fiind considerată și undă electromagnetică, avea o frecvență foarte mare, ceea ce înseamnă energie foarte mare. Ei bine, Universul tot mărindu-se, această lumină a tot continuat să parcurgă distanțe foarte mari, pierzând din energie, practic. Acest lucru fiind oarecum denumit efectul Doppler sau deplasarea spre roșu. Ei bine, această lumină noi, precent, am reușit să o recepționăm prin transmisii radio, și practic este un alt lucru care afirmă teoria Big Bang. Atât am avut de spus. Bună seara, mă numesc Irina Botea și sunt elev în clasa 12A, profilul matematică informatică bilingvă engleză. Așa cum a spus și Radu, într-adevăr, creația scrisoarea întâi se distinge prin apelul la știință și prin explicarea fenomenelor fizice ce au condus la geneza universală. Aceste resurse multiple, atât filozofia și mitologia indiană din imnul creațiunii, cât și sursele filozofice preferate de romantici, respectiv Kant, Schopenhauer și Hegel, și teoriile științifice elaborate la vremea respectivă, mai exact teoria cosmogoniei, elaborată de Laplace și Kant. De asemenea, pe lângă acestea, viziunea eminisciană a anticipat, aș putea spune chiar cu o extraordinară eficacitate, teorema Big Bang-ului, care va fi însă elaborată cu mult timp după publicarea acestei creații. Aceasta a apărut la 1 februarie 1881 în revista Convorbiri Literare și a deschis seria celor 5 scrisori inspirate din satirele și din epistolele lui Horațiu, în care tema centrală, pe lângă cea a cosmogoniei, o reprezenta condiția omului de geniu în raport cu timpul și cu societatea în care acesta trăiește. Există întrebări fundamentale care sunt cruciale pentru înțelegerea condiției umane. De exemplu, de unde venim și încotro ne îndreptăm? De mii de ani, în toate civilizațiile, oamenii au privit cerul și au încercat să-și explice fenomenele și imaginile pe care le-au văzut, să realizeze legăturile dintre acestea, ordinea acolo unde există și haosul așa cum a fost el văzut de-a lungul timpului. În acest sens, și spiritul eminescian s-a îndreptat asupra acestor, să zic așa, noutăți la vremea respectivă, respectiv haosul universal, geneza și escatologia. În scrisoarea întâi, haosul este sugerat prin termenii antitetici, respectiv ființă-neființă, totul era ascuns, nu se ascundea nimic, pătruns-nepătruns, fiind invizibil, imperceptibil, fără conștiință de sine și dominat de o nemișcare absolută. Citez, așa cum spune opera, la început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, pe când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochii care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începusea se desface, și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Geneza este tulburătoare prin excepționala capacitate de construcție mitopoetică. Astfel, pacea eternă a creatului este tulburată de apariția inițială a unui punct creator, care face din acest haos mumă, iar el devine tatăl. Citez, punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, este punul fără margini peste marginile lumii.
Prin forța sa demiurgică, negura se desface ușor în fâșii, apar sistemele solare, galaxiile, soarele, planetele și lumea. În acest spectacol grandios, poetul introduce un mic pasaj antitetic care va anticipa sarcasmul satiric din partea următoare a poemului. Astfel, văzută din ocheanul întors al infinitului, lumea pare populată de microscopice popoare, fixate pe o planetă cât firul de praf, iar oamenii sunt exponenții ai voinței oarbe de a-i trăi, ai mecanismelor megalomaniei și se succed generații crezându-se minunați. Citez. De atunci negura eternă se desface în fâșii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii. De atunci până astăzi, colonii de lumi pierdute vin din sure voi de caos pe cărări necunoscute și în roiul luminoase, izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărcinit. Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușunaie de furnici. Microscopice popoare, reci, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați. Sfârșitul lumii, escatologia, apare la Eminescu ca o proiectare succesivă fabuloasă. Mai întâi ca o moarte termică a sistemului solar, urmată de un colaps gravitațional, de o cădere a planetelor și treptat la nivel total, la recăderea tuturor celor ce au fost până atunci în mișcare, în noaptea neființei, pentru a începe împăcată în sine eterna pace, haosul primordial. Citez. Soarele ce azi e mândru, el îl vede trist și roși, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși, cum planeții toți îngheață și s-a zvârle berânsfați, ei din frânele luminii și ai soarelui scăpați. Iar catapeteazma lumii în adânc s-au negrit, ca și frunzele de toamnă toate stelele au pierit. Timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie. Și în noaptea neființii totul cade, totul tace, căci în sine împăcată reîncepe eterna pace. Acum pentru a concluziona... Acum, pentru a concluziona cu scrisoarea întâi, după cum am început cu geneza prin procese fizice, trebuie să vorbim și despre teoria sfârșitului Universului, până la urmă, a escatologiei, din punct de vedere fizic. În acest moment se consideră o anumită teorie, cum că Universul tot expansionându-se, se pierde influența forțelor despre care am vorbit la început, care s-au separat, astfel încât gravitația nu mai face față expansiunii, acesta colapsându-se la un moment dat. Momentan e bine că ne expansionăm, deci suntem în siguranță. Considerată a fi una dintre cele mai strălucite minți ale umanității din totdeauna, Albert Einstein a formulat la începutul secolului 20 cele două teorii care l-au făcut celebru în istoria științei mondiale, anume teoria restrânsă a relativității în anul 1905 și teoria generală a relativității în anul 1916. Două teorii extrem de complexe care au fost confirmate de către oameni de știință în cursul unor experimente deosebit de sofisticate. Una dintre cele mai stranii deducții ale teoriei lui Einstein o reprezintă cea privitoare la dilatarea timpului în cazul deplasării la o viteză apropiată de viteza luminii, de cea a luminii. Dar acest fenomen pe care Einstein îl descrie prin intermediul unor formule și explicații complicate este descris de Eminescu în doar câteva fraze simple, prin cuvinte simple, însă bine alese, și anume, citez, porni luceafărul, creștea un cer al lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Iar asta se întâmpla cu mai bine de 3 decenii înainte ca lumea să fie aflat de genul savant Albert Einstein. Într-adevăr, în opera Luceafărul se poate regăsi cu siguranță această relativitate pe care Einstein a elaborat-o
și definită de Tudor Vianu ca poem al contrariilor reunite sub semnul universalității, această operă a apărut în anul 1883 în almanacul Societății Academice Sociale Literare România Jună, ca apoi să apară și în revista Convorbiri Literare Firește, reprezentând o meditație filozofică de factură romantică, sinteza unor teme predilecte, precum tema condiției genului în lume, a iubirii imposibile și a iubirii împlinite, precum și a cunoașterii cosmogonice a naturii. Drumul Luceafărului închipuie în fond un traseu inițiatic spre cunoaștere, o călătorie în timp și spațiu spre originele lumii, poetul figurând în metafore plastice o grandioasă cosmogonie, o viziune întemeiată la fel ca în Scrisoarea întâi, pe idei filozofice și mitologice. Poetul dovedește astfel în aceste rânduri o percepere foarte modernă a teoriei relativității spațiotemporale. Citez: el zboară gând purtat de dor, pâmpiere totul totul, căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, și în vreme încearcă în zadar din goluri a se noaște. Nu e nimic și totuși e o sete care îl soarbe, e un adânc asemene uitării celei oarbe. În acest adânc original, Luceafărul devine spirit pur, Hiperion, traseul său ducând la Demiurg, căruia îi cere dezlegarea de nemurire, de greul negrei veșnicii, pentru o noapte de iubire. Discursul Demiurgului, prin care îi este refuzată condiția de muritor Luceafărului, întărește ideea conform căruia cu toții, ca ființe umane, ne aflăm sub puterea unui destin implacabil, căruia nu ne putem sustrage. Citez: din sânul vecinicului ieri, trăiește azi ce moare. Un soare de s-ar stinge în cer, s-aprinde iară soare. Părând pe vecea răsări, din urmă moartea-l paștep, căci toți se nasc spre a muri și mor spre a se naște. Iar tu, Hiperion, rămâi oriunde ai apune. Cerem cuvântul meu din tâi, să-ți dau înțelepciune? Având în vedere că poetul Mihai Eminescu cuprinde în operele sale atâtea enumerate anumite concepte ale astrofizicii, ne întrebăm dacă nu cumva și în novela fantastică Sărmanul Dionis se întâlnesc. Același lucru s-a întrebat și românca Melania Șerbu și chiar i-a scris lui Einstein și a povestit despre novela eminesciană. Iar acum urmează să citesc niște fragmente din novela Sărmanul Dionis, novela fantastică a lui Eminescu. Și tot astfel, dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică decât cu amândoi. De aș avea trei ochi, aș vedea-o și mai mare și cu cât mai mulți ochi aș avea, cu atâta lucrurile toate din prejurul meu ar părea mai mari. Și într-un spațiu închipuit ca fără margini, nu este o bucată a lui, oricât de mare și oricât de mică ar fi, numai o picătură în raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea fără margini, nu este orice bucată de timp, oricât de mare sau oricât de mică, numai o clipă suspendată? În faptă, lumea e visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spațiu. Ele sunt numai în sufletul nostru. Și ca o concluzie, Einstein apoi răspunde Melaniei în următorul fel. Îi spune că, într-adevăr, în novela sa, Mihai Eminescu atinge puțin subiectul, dar în același timp, din câte putem observa, el se referă mai mult la sistemele de referință, în ideea în care noi, dacă am fi într-un univers microscopic și am avea cu totul aceleași reguli, nu ne-am dat seama, acestea fiind un efect relativist. Cu toate astea, un lucru pe care îl putem trage ca și concluzie din această scriere este, dacă ne luăm după modelul inflației, că dacă stăm în punctul în care stăm acum în univers și ne bazăm pe faptul că universul se extinde și ne uităm la o galaxie la 1 milion de ani depărtare, ea se depărtează de noi cu o anumită viteză, ne uităm la una la 2 milioane de ani depărtare și se îndepărtează mai repede și în același timp această îndepărtare este accelerată.
Deci, la un anumit punct, care în ziua noastră este la aproximativ 96 de miliarde de ani lumină, accelerația aceea este egală cu viteza luminii, ceea ce înseamnă că aceea este granița universului nostru observabil. Deci, într-un fel, într-adevăr, putem concluziona că am fi centrul universului nostru relativ. Iată, că în încercarea mea de a-l aduce pe Eminescu elevilor, am realizat că ei îl aduc către mine, pentru că eu nu cunoșteam atât de bine. Îl studiasem, citisem criticii literari, citisem mitologie, citisem legăturile operei eminescene cu alți exegeți. Nu știam atât de bine teoriile fizicii, nu știam atât de bine noile teorii ale astrofizicii și interdependența aceasta profesor-elev și reversul a creat cumva, această interdependență a creat o punte. Astăzi, de către Eminescu. Vă mulțumim frumos! Aceasta a fost prezentarea noastră la tematica Eminescu și astrofizica. Vom lăsa un alt elev al meu, Antonio Armanaschi, să ne delecteze puțin, ca să ne lase puțin timp și răgaz de a, știu și eu, reflecta la ceea ce s-a discutat în seara aceasta și îl invităm să ne cânte la pian. Thank you.